procedăm la o apariție spectaculoasă în emisiunea asta. Doamna doctor Cristina Obreja se află alături de noi. Bun găsit! Important este când zâmbiți, să zâmbiți frumos și tot ceea ce înseamnă frica de această zonă de a intervențiilor dentale să fie trecută cu ajutorul unor profesioniști. Doamna doctor se află în acest motiv aici și aș vrea să vorbim, de exemplu, sunt convins că vă interesează pe toți, despre tratamentele dentare care sunt făcute cu ajutorul, fără durere, făcute cu ajutorul laserului. Bun găsit! Bine v-am găsit! Da, este o mare problemă în general cu frica de stomatolog și acesta este și motivul pentru care eu am căutat tot timpul de-a lungul carierei mele să găsesc niște soluții de tratament care să fie lipsite de durere, să nu mai existe freza aceea de care fuge toată celebra lumea. Celebra freză din copilărie. Da, auzea prin perete. Care îi traumatizează pe toți și din cauza căreia nu prea vin la stomatolog românii, din păcate. Și atunci ce am reușit să fac a fost să introduc această tehnologie laser în clinicile noastre. Este o tehnologie foarte nouă. Noi deja o folosim în clinicile noastre de aproximativ 5-6 ani, însă în România încă nu este foarte cunoscută și chiar eu cred totuși că pe viitor din ce în ce mai multe clinici stomatologice o vor folosi pentru că este cu adevărat folositoare. Și pentru că, pe lângă faptul că este o tehnologie mult mai confortabilă decât cele convenționale, și rezultatele sunt remarcabile pe termen lung. Deci chiar din toate punctele de vedere eu sunt foarte mulțumită de această tehnologie. Cum se face tratamentul cu ajutorul, de exemplu pentru carii, apropo de acest laser, cum se face? În cazul cariilor adică este eu sunt pacientul și vreau să știu. Da, în cazul cariilor este foarte interesant pentru că, practic, tehnica este non-contact. Adică noi nu atingem cu instrumentul dintele, ci doar raza laser acționează asupra smalțului și vaporizează de acolo țesutul cariat. Și, practic, toată această tehnologie ne permite să fim minim invaziv, adică să curățăm doar ceea ce este cariat și nu ceea ce este sănătos în jur, pentru că multor pacienți le este teamă de acest lucru, să nu iei mai mult din dinte decât trebuie. De asemenea, laserul fiind bactericid, omoară bacteriile din cavitatea care urmează să primească plomba și atunci riscul să mai faci o carie pe lângă sau pe sub plomba respectivă este mult, mult mai mic. Și avantajele sunt mult mai multe, însă, în general, vă spun din experiență că toți pacienții care încearcă genul acesta de tratament nu vor să se mai întoarcă la tratamentele convenționale. Prin urmare, se întorc la dumneavoastră. Da. Foarte bine. Deci, iată un tratament de ultimă generație foarte util pentru toți cei care vor să facă din tratamentul dentar o chestiune normală de plăcere și nu de durere, ca să zic așa. Pentru paradontoză, cum merge? Se folosește, e bine? Cum da, e? Se folosește. Nu știu cât de multă lume știe, dar în România cam 8-9 din 10 români suferă de o afecțiune a gingiilor, fie că e vorba de parodontoză, fie că e vorba de o gingivită, deci răspândirea este foarte mare. Mulți pacienți nici măcar nu știu că au această problemă și de multe ori când ajung la consult află pentru prima oară. Și e bine poate să spunem și cam care ar fi semnele acestei boli, tocmai pentru că la primele semne ar fi bine să meargă la stomatolog și să vadă ce se întâmplă acolo. În principiu, dacă gingiile sângerează, dacă sunt modificate de culoare, dacă sunt mai roșii, dacă pot exista dureri sau mâncărimi sau usturimi, retracția gingivală, retragerea gingiei, bineînțeles, mobilitatea dentară, dar atunci deja vorbim despre o afecțiune foarte avansată și ar fi bine să nu ajungem chiar în stadiul acela. Ei bine, dacă există astfel de semne, atunci ar fi bine ca persoana respectivă să se prezinte la medicul stomatolog pentru un diagnostic. Și apoi există variante de tratament. Despre parodontoză, uneori, de multe ori, se spune că nu are tratament sau că nu are vindecare. Și iată că acum există și tratament. Acest tratament cu laser este foarte eficient, tocmai pentru că are acest efect bactericid.
practic, parodontoza este produsă de niște bacterii care există în zona subgingivală și care se cantonează acolo, produc inflamație, produc infecție și ele trebuie eliminate. Iar laserul are această putere, această capacitate de a vaporiza țesuturile infectate de jur împrejurul dintelui și, de asemenea, de a elimina aceste bacterii care produc boala. Grozav! Ce se mai poate face cu acest laser? Se pot face albiri, dentare. Albirea cu laser este una dintre cele mai puțin invazive metode de albire și eu o recomand cu mare drag. Mi se pare cea mai eficientă și cea mai blândă. De asemenea, se pot face în chirurgie, de exemplu, se pot face foarte multe manopere, se pot face implanturi dentare asistate laser, se pot face gingivectomii, adică modelarea, remodelarea gingiei, are foarte multe aplicații, inclusiv în tratamente de canal, unde putem face sterilizarea canalelor cu laser, astfel încât în momentul în care faci acolo un tratament de canal, o obturație de canal, riscul să apară o infecție pe termen lung este mult mai mic sau chiar spre zero. Foarte tare. Uite, am introdus special o sintagmă pentru cei care urmăresc și ați văzut-o pe burtieră și aș vrea să vorbim puțin. Apare această idee de stomatologie biologică. Uh-huh. Ce e asta, doamna doctor? Este un concept pe care l-am introdus și noi în România pentru că mi se pare foarte, foarte aproape de pacient. Este un concept care pune pacientul în centrul atenției noastre și care se ocupă atât de identificarea și eliminarea cauzelor problemelor dentare, cât și de tratarea efectelor prin manoperele pe care le facem, dar se ocupă și de întreținerea pe termen lung a rezultatelor. Deci, practic, noi când luăm un pacient în grijă, luăm pe termen lung. De asemenea, stomatologia biologică folosește tratamente minim invazive, așa cum este laserul dentar. Folosește materiale cu grad înalt de biocompatibilitate, pentru că și acestea sunt foarte importante. Și de asemenea, recomandă o îngrijire a cavității orale cu ajutorul produselor naturale. Cum ar fi, de exemplu? Care sunt produsele naturale? Găsim un milion de paste de dinți pe lumea asta. Dar care sunt produsele naturale și ce ne recomandați? E important să alegem o pastă de dinți naturală pentru că mucoasa bucală este foarte permeabilă și practic orice substanță cu care intră în contact, ea va fi absorbită în organism. Deci nu e vorba doar de faptul că putem înghiți cantități mici de pastă de dinți, ci pur și simplu se produce o absorpție, mai ales la nivelul zonei sublinguale, sublimbă acolo. Din acest motiv e bine să alegem cu grijă cu ce substanțe intrăm în contact, mai ales că noi folosim o pastă de dinți de două ori pe zi, sau teoretic așa ar trebui, da. Nu toată lumea face asta, da. O pastă de dinți cu ingrediente naturale este cea mai potrivită și cea mai prietenoasă pentru organismul nostru. Există, bineînțeles, și paste de dinți care pot fi cumpărate din comerț și care conțin ingrediente naturale, dar putem să preparăm și noi acasă. Preparăm acasă? Sigur, sigur. Ziceți-mi unde să mă uit la dumneavoastră sau unde să mă uit ca să învăț cum se face, că da, nu mă pricep. Pot să vă dau eu o rețetă foarte simplă. De exemplu, putem folosi argilă, o lingură de argilă pulbere, la care adăugăm o picătură de ulei esențial de mentă. Uleiul esențial de mentă este antiseptic, antibacterian, antiinflamator și dezodorizant. Amestecăm totul cu puțină apă și ne spălăm pe dinți. Dar trebuie puse probabil niște cantități acolo, că poate da, să prea apoasă, ori pasta de dinți e mai zdravă, așa. Exact, da. Pui suficient de multă apă cât să iasă o consistență asemănătoare pastei de dinți. Dar, în general, nu trebuie ceva foarte sofisticat ca să ne spălăm pe dinți. E suficientă o combinație de genul acesta și e foarte eficient. Doamnelor și domnilor, prin urmare, 1000 de paste de dinți, dar asta nu înseamnă că nu puteți să faceți ceva foarte sănătos, foarte sănătos acasă. Foarte tare, avem informații foarte interesante despre doamna doctor. Prin urmare, iată câteva lucruri pe care le-ați aflat. Ce ar trebui să mai știe oamenii de la această primă întâlnire, căci cu doamna doctor o să ne mai vedem. Cred că
cel mai important mesaj ar fi, pentru că există o problemă în rândul românilor referitor la cât de des merg la stomatolog, cred că mesajul meu cel mai important ar fi să țină cont de cele două vizite pe care ar trebui să le facă dentistului de două ori pe an. Da, o dată la 6 luni este bine să mergem la o consultație. În clinicile noastre consultațiile se fac cu ajutorul camerei intraorale. Nu este o radiografie, ci este o cameră care filmează dinții și noi vedem în timp real, pe ecran, situația pacientului și o vede și el. Iar medicul îi explică tot ce vede acolo, care sunt problemele și în felul acesta pacientul înțelege mult mai bine decât dacă doar i s-ar transmite teoretic și n-ar vedea și efectiv imaginile din cavitatea sa orală. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, doamna doctor Cristina Obreja a venit. O să mai vorbim despre aceste probleme legate de tot ceea ce înseamnă dantură. Unde vă găsim? Unde vă găsește lumea? În online? Sau unde vă găsim? Clinicile Life Dental Spa. Pe livedentalspa.ro aveți acolo contactele noastre. Clinicile noastre sunt și în București, și în Iași, și în Cluj, și în Brașov, în Pitești, în Arad, în Oradea. Sper că n-am în Sibiu, sper că n-am sărit niciun oraș. Pe livedentalspa.ro găsiți mult mai multe informații și contactele noastre. Mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, a fost doamna doctor Obreja. O să mai vorbim despre sănătatea dinților dumneavoastră. Trecem direct către o zonă de elegant.